Acum, această interacție ce va genera? O dorință, o emoție, un gând, cuvânt sau fapt. Aceste lucruri le numim elemental. Acest elemental este o structură vie. O putem vedea sau o putem simți. Acest elemental sunt demonii sau îngerii umani, ceea ce numim. Da? O formă și putem vedea. După anumite antrenamente. Însă îi simțim tot timpul în corpul uman. Când aveți furie, unde simțiți? O simt în corpul uman. Da? Când sunteți îngrijorați, unde simțiți? În piept. De multe ori în zona tiroidei, observați? Sau în zona brațelor. Vă pulsează ceva. Deci toate aceste interacții ne dau aceste lucruri. Și acum, ia uitați-vă. Suma acestor elementare, care sunt forme de viață, sunt vii, ne dau personalitatea curentă sau subconștientul. Acest subconștient este foarte bine reprezentat în vechea învățătură. În general, grajd, în general, mlaștină, unde Hercule încearcă să-și ucide păsările din Stimfalia sau să ucide Hidra. Care Hidra reprezintă dorințele, este vinde. Deci, pe lângă diploma, avem de lucru cu acest subconștient, pe care noi îl creăm și îl alimentăm. Acum, ce spun învățăturile esențiale? 1. Cine suntem? Avem o natură dublă. Acea natură dublă se exprimă printr-un corp material, observați, suntem centrați aici, avem un sine. Iar în jurul acestui corp material se creează o personalitate temporară, care numim sinele temporar. Ion, Maria, Diana, observați? Cum spune? Eu sunt eu. Observați? Mă refer la acest personalitate temporară. Acum, avem o rază divină, pe care o numim spirit, suflet, individualizat. Da? Acesta este sinele interior, care este divin. Este greșit să spunem că doare sufletul. Este greșit să spunem am un suflet. Se spune sufletul are corpurile. Pentru că prin ele se exprimă. Observați? Acum, cum ajung la acest adevăr? Foarte simplu. Meditație, observație, concentrare și vizualizare. Astea sunt cheile. Acesta se reîncarnează tot timpul. Și acum ajungem în ceea ce ne spun eserienii. Viața are două cicluri. Un ciclu mic în care mă reîncarnez și un ciclu mare în care realizez cine sunt. Și asta e teoza. Sunt un spirit în vacanță în dimensiunea a treia. Observați? Acum, trebuie să ajung prin cheile de aur, care am spus vizualizare, concentrare, să ajung la sinele adevărat. Cum îl simt că este diferit de acest sine, cum spun, de acest sine temporar. Și acest lucru este prima treaptă pe care o facem în spiritualitate. Să ajung să văd cine este sinele adevărat din mine și cine sunt elementalii care îmi perturbă existența curentă. Am să vă arăt tehnicile. Acum, mai departe. Ce constatăm? Suntem din Dumnezeu, cu amnezie, bărbați sau femei. Însă, suntem sub influența întunericului, negativității curente, emoții negative, gânduri negative, observați? Materie. Suntem foarte mult ancorat în materie. Vrem lucruri materiale, să posedăm. Acum, ignoranții. Nu ne uităm ce se întâmplă în jurul nostru. Și avem ideea că moartea înseamnă sfârșit. Ceea ce nu este adevărat, este numai o trecere. Deci, asta ne spune învățătura esențială. Acum, mergem mai departe. Cum ne definim? Învățătura esențială spune că suntem după chipul și asemănarea lui. Ce înseamnă asta? Avem 7 corpuri pe care le putem simți. Aceste corpuri sunt cele 7 ceruri.
Avem trei corpuri. Material, psihic și mental. Celulele corpului psihic sunt emoțiile și trăirile. Mental sunt gândurile. Pentru a exista, aceste trei corpuri au fiecare un dublu eteric. Este un fel de energie electromagnetică plasmatică. Sunt frecvențe diferite. O să spuneți? Nu cred așa ceva. O să spună, vă cred. Un anumit antrenament pe care fiecare îl putem face, le simți. Unde vreau să ajung? Vreau să ajung că, să vă arăt, dacă acest corp psihic, care se află între aceste două, nu este purificat, generează suferință. Durere în corpul fizic. Iar gândul este încătușat de emoții. Acum, mai avem un corp permanent, pe care îl numim Spirit-Suflet. Nu intru în detalii aici. Acest corp este pur și permanent. Ce vreau să vă spun? Nu există paradis dacă nu l-am acum. Să nu faceți nicio idee în momentul în care treceți dincolo, în dimensiunea a patra, după ce nu mai pierde corpul material, că veți fi transformați în sfinți. Nu. De ce? Dacă nu reușesc din a treia dimensiune să-mi controlez emoțiile și gândurile, mă voi reface în a patra sau a cincea, în același mod în care sunt astăzi. Marea greșeală. Ne identificăm întotdeauna cu corpul material. Silicoane, tăieturi, vreau să fii tot mai frumos. Ceea ce este greșit. De ce? Suntem o uniune, observați, avem șapte ceruri. Al doilea concept. Esenie spune așa. Există o energie eterică în jurul nostru, pe care o numim supersubstanță, supermaterie, focul primar, lumina continuă, prezentul atemporal, pe care o numim minte, cu mână mare. Dar nu este rațional. Deci este o energie pe care o folosim. Da? Ce putem face noi? Putem folosi această minte, această energie. Sub ce formă? Pot genera un gând, emoție, sentiment, atașament. Și acum apare partea de educație. Cum pot învăța ca eu să generez un gând constructiv pentru a rezolva o anumită problemă tehnică? Acest lucru îl putem învăța. Cum pot accesa celulele superioare astfel încât se pot rezolva problema de plan superior? Deci acest lucru este stă în natura noastră, nu este nimic magic. Este numai investigație și antrenament. Ce este această minte? Pâinea noastră cea de toate zilele. Hindușii o numesc prana. O putem lua și ne putem încărca cu ea. Este vitalitatea zilnică pe care o primim. Totul este construit din această supersubstanță. Tot ce este solid, tot e universul. Deci dacă înțeleg cum să folosesc, eu înțeleg care sunt legile și cum se rotesc, de exemplu, planetele și ce le menține pe orbită. Acum, unde este sursa ei? Este o sursă. Această sursă este ceea ce numim divinitate. O să ajungem și acolo. Însă nu este acea divinitate. Ceea ce vreau să spun. Noi folosim această sursă să generăm nimic mai mult decât emoții și gânduri. Atât. O parte din această sursă este folosită de acea supraconștiință din noi pentru menținerea corpurilor. În momentul în care consumăm această energie prin grijă, furie, frică, 40% cât este alocată nu este suficient, plus 20% și vom începe să consumăm din întreținerea corpului material. Atunci apare boala. Deci principalul lucru care este? Această parte din subconștient în care sunt stocate toate formele pe care le credem sub formă de gând, emoție, formează o parte a subconștientului. Avem acces la ea. Aceasta o putem dezactiva. Da? Acum, ceea ce vreau să spun. În fiecare reîncarnare, cam preluăm cam 20% din ceea ce am produs.
80 este dezactivat. Acest lucru ne-a dat predispozițiile, talentele, lecțiile învățate, iar acest lucru ne poate ajuta foarte mult în educația copilului. Pentru că vedem care sunt predispozițiile și talentele cu care am venit din viața anterioară. Da? Supraconștiința nu face decât să mențină corpul. Atât trebuie să rețină. Acest lucru e foarte important de reținut. Deci aș vrea ca puteți să vă concentrați un pic. Mai mult. Aceasta este cheia pentru educație. Este cheia spiritualității. Observați. Această minte, ca supersubstanță, este oriunde în jurul nostru. Noi, prin spirit, folosind raționalul, care înseamnă corpul mental, îi pot da formă acestei substanțe. Și acea formă este manifestată prin creier. Creierul nu e decât o baterie. Sunt o grămadă de articole științifice. Creierul este în moarte clinică. Subiectul știe tot ce se întâmplă. Deci nu e nicio problemă. Deci țineți minte. Tot ce creiem gând, dăm formă. Îl proiectăm și îl materializăm prin creier. Care este ideea? Dacă eu învăț să construiesc gânduri constructive, în acel moment încep să cresc în conștiință. Deci corpul mental, raționalul trebuie dezvoltat. A doua, emoțiile de unde vin? Vin din aceeași minte. E altă frecvență de vibrație. Este corpul psihic care generează emoția. Pe unde? Prin centrul inimii, nu prin inima materială. Lucrul ăsta trebuie foarte bine înțeles. Când Iisus a spus cel curat la inimă, se referă la centrul inimii. Observați acum, am văzut pe la televiziunea olandeză, de exemplu, cum cresc porci genetici pentru transplantul de inimă, care sunt foarte aproape de structura inimii umane. Vă dați seama dacă ar fi cea ce dă la inima porcului. Deci este centrul inimii. Acum, ia uitați-vă. Tot ce este gând, tot ce este emoție, este ceea ce numim elementare. Și acestea sunt vii. Deci care este, acesta este jocul vieții. Nu produceți nimic în viață decât acești oameni. Mai mult știință, nicio problemă. Mai mult zgomot emoțional vine de aici. Care este baza educației? Să fiu aici cât mai mult, să controlez emoția. În momentul în care eu îmi dezvolt raționalul constructiv, pot genera numai gânduri constructive care conțin emoția și nu invers. În momentul în care eu vibrez emoțional, acești elementar forme emoționale generează gândul. Încătușează gândul și gândul este numai în slujba inimii. Și vreau să fac o mică corecție. Eu văd pe foarte mulți când spun mi s-a deschis inima. Centrul inimii. Însă, dacă vă uitați la viața monahală, ce spune? I-a picat mintea în inima. Să scobor mintea în inimă. Deci vine controlul asupra inimii. Și nu invers. Nu trebuie ca emoția să genereze gândul. Acum, foarte subțint, care sunt cheile acestor învățături pe care le putem aplica în educație, în educația copiilor și în creșterea spirituală? Nimic mai simplu. Respirația. Dacă vă întreb în calculatoare, ce este inima calculatorului? Uitați-vă. Inima calculatorului uman este inima. În momentul în care eu sincronizez respirația cu inima, apare o sincronizare perfectă în corpul nostru. Încercați să respirați 3, 4, nu 5 sau 6 bătăi pe inimă. Inspirați pe 3, expirați pe 3. Continuu. Fără apneu. Vedeți ce se întâmplă? Observarea. Este un lucru extraordinar care poate fi folosit într-un copil. Atenție fără tensiune. Trebuie să observați absolut totul. De ce?
veți ajunge la o cunoaștere intuitivă. Observarea înseamnă, mergeți pe stradă, observați ce s-a schimbat. Au apărut florile, au înflorit pomii, au căzut frunzele. Acest mod ne va acorda cu tot ce ne înconjoară. Deci facem parte din mai multe, din microcosmos. Apoi, acesta este o natură a noastră, care o avem, dar este latentă. Observați, în momentul în care noi facem observarea la tot ce se întâmplă în natură, intrăm într-un acordaj cu divinitatea. Aici pot fi puse foarte multe. Acum, concentrarea. Ne ajută pentru vindecare și a gândirii creative. În momentul că eu, ca cercetător sau ca student, încerc să accesez planurile superioare, pentru a fi creativ, trebuie să fiu în stare să mă concentrez. Foarte multă lume are probleme de concentrare. De ce? Liniștea interioară nu înseamnă că nu vorbești. Liniștea interioară înseamnă că elementalii nu-ți vin în cap, nu-ți cer atenție. Trebuie să realizezi lucrul ăla. Copiii n-au mâncat, n-ai spălat rufele, s-au întâmplat lucruri în casă, s-au întâmplat lucruri în societate, în familie. Deci în momentul în care eu meditez și mă concentrez, trebuie să nu las subconștientul să erupă. Pentru că îmi preia atenția. Da? Acum, cum fac cu studenții? Trebuie să ne concentrăm pe un subiect legat, de exemplu, de o anumită temă. Acest lucru, sau pe un obiect de studiu, duce la creativitate. Intri într-o stare meditativă și acolo începi să creezi. Îți trebuie concentrare. Acum, nu ne putem concentra dacă elementalii erup tot timpul. Deci trebuie să-i calmăm. Sunt tehnici care ne arată acest lucru. De exemplu, lucrez în automotive. Avem de rezolvat anumite proiecte.